Mei, vă salut, dragile mele! Un filmuleț pentru adolescenți, mai ales pentru grupul youtuberilor începători de pe Facebook, care se susțin unii pe alții, care se ajută unii pe alții, și mi-a pus cineva o întrebare în privința la îngrijirea tenului acneic și vă voi atașa toate filmulețele ce privește acneea, dar abonatul Ghițu sau Gusu, nu știu cum e corect, mă întreabă că ce să facă că are puncte roșii și mănâncă și mâncărime. Desigur că, în primul rând, trebuie să te adresezi la medic, să-ți faci niște investigații, să faci frotiu, să dai analiza la glucoză, fiindcă poate provoca mâncărime și această cauză, și multe impurități, mulți agenți patogeni, cum sunt bacteriile, ciupercile, streptococii, stafilococii, dar îți propun, special pentru tine și pentru alți adolescenți, o măsculiță foarte bună, anti-inflamatoare, antimicotică. Pentru a preveni acneea, e bine să respectăm cele 8 principii ale sănătății. Nutriție, exercițiu fizic, apa, mișcarea, aerul, soarele, credința și temperanța. Este foarte important. Dar și îngrijire. De aceea să respectăm regulile de îngrijire a tenului, demachierea, curățirea, purificarea, hidratarea, tonizarea, și, desigur, pentru tenul acneic, dezinfectarea, măștile astringente, măști antiinflamatoare, măști de purificare. Și vă propun astăzi o măsculiță foarte solicitată, foarte bună, de aplicat în practică. La 2 zile aplicați această mască, la 2 zile. Și după o înlăturați cu infuzie de plante medicinale. O pot folosi și maturii care au tenul sensibil și imperfecțiuni pe pele. Dați să vedem ce măsculiță am pregătit pentru voi. Dați să vedem miraculoasa mască antiacneică, antiinflamatoare, antimicotică. Este o mască foarte folositoare și cu rezultate mari. Avem aici argilă. Puteți să luați orice argilă. Argila are un efect și de detoxifiere. Vedeți, am luat o linguriță de ceai doar de argilă. Argila detoxifiază, argila antiinflamator. Eu am aici argilă de Siberia, cu o amestec de plante din taiga. Dar voi luați orice argilă care aveți la îndemână. Voi amesteca argila cu o căpsuliță de reishi, ganoderma sau reishi. Ganoderma lucidum este o ciuparcă superioară cu efect antimicotic, cu efect antiîmbătrânire, antiradiant, antioxidant, și dă putere celulei, dă putere glandelor sebacee de a se debarasa sau de a se descongestiona de impurități. Amestecăm aici cu argila. Să ne fie mai ușor să amestecăm mai ușor. Iată, am adăugat argila. Voi adăuga 2 picături de ulei de arbore de ceai. Arborele de ceai, la fel, este antifungic și antimicrobian. Așa. Și mai adăugăm iaurt sau chefir de 0% degrăsat.
iaurtul sau chefirul ne ajută să restabilim pH-ul pielei. Pielea are un pH acid care menține mediul optim pentru prevenirea inflamațiilor, dermatitelor. Am primit așa o măsculiță foarte frumușică. Înainte de a aplica această mască, veți testa pe partea interioară a brațului. Și deoarece eu nu am necesitatea și eu nu am nevoie de a aplica această mască, voi arăta cum se aplică. De fapt, masca se aplică, dați să vedem cum se aplică. Iată, eu o să testez. Aplicați așa un strat. Să vedeți dacă nu aveți alergie la ulei, dacă nu aveți alergie la argilă. Ganoderma, desigur că nu are alergie, deoarece este un produs ecologic, este de la compania Green World, este un produs care acționează la nivelul celulei, este bine, se tolerează. Așteptăm 15 minute și vom vedea reacția. Vedeți reacția? A reacționat, pielea mea este sensibilă și a reacționat la mască. Și vă zic că tenul meu nu are nevoie de această mască. De aceea vă recomand doar să aplicați pe un ten acneic, puteți să aplicați și pe doar local, să țineți 20 de minute, înlăturați cu infuzie de plante medicinale, cu mușețel, cu gălbenele, aplicați peste o zi, timp de o lună, apoi faceți întrerupere o lună, o lună jumate și întrerupere după o lună jumate, iarăși aplicați, folosiți această mască. Această mască este binevenită și pentru adulți. Adulții care au o piele sensibilă cu acnee, adulții care au dermatite, puteți să încercați. Ganoderma lucidum e benefică de folosit interior. Dacă folosim Ganoderma lucidum și intern, efectul va fi maxim. Dar încercați și ne veți scrie în comentarii efectele. La revedere!